Vești proaste pentru amatorii de englezoice. Mașinile cu volan pe dreapta vor fi interzise în România. Ordinul a fost semnat chiar de ministrul transporturilor Mihai Șova. Motivul pentru care s-a luat această măsură este numărul mare de accidente în care sunt implicate astfel de autovehicule. Conform ultimelor studii, în 90% din cazurile în care mașinile cu volan pe dreapta produc accidente, vina este exclusiv a șoferului. Postul de conducere trebuie să fie situat pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului. Sunt exceptate autovehiculele speciale utilizate în în serviciile publice comunitare, curățenie stradală, precum și autovehiculele care au fost înmatriculate ultima dată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care nu au suferit modificări în raport cu configurația de înmatriculare inițială. Se arată în prevederea transmisă de Ministerul Transporturilor, doar că în acest caz șoferii amatori de mașini cu volan pe dreapta au o portiță de scăpare, pentru că singura modalitate prin care aceștia vor mai putea aduce astfel de mașini în România este să mute volanul de pe partea dreaptă pe cea stângă, mulți vor opta să își înmatriculeze mașinile în alte țări. Șoferii care dețin deja un Astfel de autovehicul pot răsufla ușurați pentru că vor scăpa de noile prevederi. Desigur, temporar, până la reomologare, când aceștia vor fi nevoiți ori să-și vândă mașinile, ori să le modifice. În acest moment, în România sunt omologate aproape 70.000 de mașini cu volan pe dreapta, doar în ultimii trei ani au fost înmatriculate 51.000. Cele mai multe provin din Marea Britanie, aproape 45.000, urmată de Irlanda, aproape 2.000 și Bulgaria cu 1.300. La coada clasamentului se află Ucraina, care a livrat în România 1.200 de astfel de vehicule.